Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a acționat până în acest an în baza unei strategii județene care viza intervalul 2006-2011. Noua lege a asistenței sociale stabilește că există o condiționare reciprocă între strategiile județene și strategia națională, care e valabilă până în decembrie 2013. Din acest motiv, instituția a fost nevoită să prelungească documentele cu încă 2 ani. Legea 292/2011 privind asistența socială, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, evidențiază condiționarea reciprocă între strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel județean, local și strategiile naționale. Având în vedere această condiționare exprimată clar în legea menționată, la articolul 112 alineatul 3, litera A, prin care strategia județeană respectiv strategiile locale se elaborează în concordanță cu strategiile naționale pe de o parte, iar pe de altă parte ținând cont de faptul că strategiile naționale se finalizează ca perioada de implementare în anul 2013. Considerăm că este oportun și eficient să procedăm la extinderea perioadei de programare a strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și a planului operațional până la 31.12.2013. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituția de interes județean care are sarcina de a asigura aplicarea politicilor publice în domeniul protecției persoanelor cu handicap, a persoanelor singure, familiilor defavorizate, a copiilor și vârstnicilor. Documentele aprobate conțin prioritățile, obiectivele și măsurile pe care le va realiza direcția în aceste sectoare.